Fără doar și poate, bucătăria libaneză este unică și nu poate fi comparată cu alta. A fost desemnată în urmă cu câțiva ani cea mai sănătoasă din lume. Deci nu-i de mirare, libanezii evită grăsimile animale, iar 90% din preparate sunt bazate pe legume, fructe și pește. 3 mese pe zi, gătite în stil libanez, pot face minuni inclusiv pentru cei care vor să scape de câteva kilograme. Despre secretele bucătăriei libaneze și despre ce înseamnă ea cu adevărat în materialul următor. Din Orientul Mijlociu și până în Australia, din Europa până în Asia și America, bucătăria libaneză și-a câștigat un loc aparte. Sunt prea puțini cei care n-au auzit sau gustat măcar odată mâncarea libaneză. Dar ce o face atât de specială și de ce a devenit atât de populară în întreaga lume? Pentru a răspunde la aceste întrebări și la multe altele, l-am căutat pe unul dintre cei mai buni bucătari libanezi, șef Fuad. L-am găsit la Crișan, departe de agitația marilor orașe, într-un loc de vis din inima Deltei. E o seară importantă pentru șef Fuad. În doar câteva ore începe seara libaneză, iar totul trebuie să fie impecabil. Avem de la aperitive rece libaneze toate salatele, hummusuri, mutabal, tabbule, fattușuri. Avem multe preparate la tigaie, avem multe preparate la gratar, frigărui de pui, de vită, de berbecuț. De la diversitate la simplitate, de la micul dejun la cină, există ceva unic în felul libanezilor de a găti. De altfel, rețetele libaneze au fost transmise din generație în generație și sunt la fel de bogate astăzi ca și acum câteva secole, ne spune șef Fuad, care a pregătit pentru această seară un adevărat regal culinar. Cunoaște foarte bine gusturile românilor, așa că este pregătit să facă față și celor mai pretențioși clienți sosiți la resort. La partea rece, duc să le mănâncă salatele de vinete, hummus, tabule, fattuș, salate mai bio, așa, numai natural. Tot ce este în produse libaneze sunt natural. Salata de vinete la fel, pasta de susan este făcută doar din susan. Simplitatea este regula de bază în bucătăria libaneză, ne spune șef Fuad în timp ce pregătește marele ospăț. Și totuși, ce face mâncarea libaneză atât de bună, atât de populară în întreaga lume? Să fie oare prospețimea produselor, să fie ierburile și condimentele? Ei bine, credem că este un pic din toate acestea și poate chiar mai mult. Dacă este un turist care își permite orice să mănânce, la duc la vitrina de carne direct. Deși bucătăria libaneză conține în mare parte legume, fructe, pește și fructe de mare, există mâncăruri care au la bază și carnea roșie, cel mai adesea miel marinat în ierburi și mirodeni. Aici am pregătit un miel la tandor. Este un tandor de 220 de kg. Este un miel la 18 kg, așa. Am două. Unul aici și unul acolo. La tandăr, de fapt, are un gust aparte și se face carne foarte, foarte bine. Stupește gândul așa ca vântul. În restaurantul libanez din Crișan e un adevărat furnicar, semn că oaspeții trebuie să sosească. Șef Fuad dă ultimele indicații pentru marea seară libaneză. Bună seara, bine ați venit! 10 bucătari și peste 100 de preparate cu specific libanez au fost pregătite în celebrul resort. Relaxat și cu zâmbetul pe buze, șef Fuad servește și aplaudă în scurtele pauze, semn că totul decurge conform planului în seara asta. Muzica orientală, preparatele libaneze, gazdele și atmosfera relaxantă au transformat seara din inima Deltei într-un adevărat spectacol plin de culoare și veselie.